Pentru acest prestigios premiu au concurat 15 cărți, 6 cărți din 2019 și 9 cărți din 2020. Au fost decernate premii pentru cartea domnilor Vasa Barbu, Nicu Ciobanu, 7 decenii de beletristică pentru anul 2019 și un premiu post-mortem Eugeniei Bălteanu pentru cartea Casa Soarelui Răsare. Cred că cartea pe care a premiat-o juriul internațional astăzi va servi ca un instrument de lucru, un manual pentru toți aceia care se ocupă de literatură, de publicistică, de activitatea editorială și că va servi ca un exemplu de urmat. Pe lângă decernarea premiului Cartea Anilor Editorial 2019-2020, autorii au prezentat fragmente din cărțile lor, precum și unele lămuriri.